Am folosit aici trei state independente pentru fiecare field în parte, dar în teorie se putea face chestia asta și un, un singur state. Și uitându-ne aici acum am creat un nou task, deci poate ar fi o idee bună de ce să nu am un singur state și să folosesc un obiect în care voi stoca aceste elemente decât să am câte un state independent fiecare. Hai să vedem cum facem acest lucru. O să-mi să comentez momentan acest state. O să merg mai jos și o să-mi declar const form un alt state care o să zic const form data set form data. Da, și va fi un use state o să-l inițializăm cu datele care ne trebuie nouă, da? O să-l inițializez cu un obiect și acest obiect va avea următoarele proprietăți. Deci dacă ne uităm aici, task name, care va fi un string gol, due date, care va fi și asta un string gol și în ultimul rând un task details, care va fi și el un string gol. da? asta, practic, este starea noastră inițială. Momentan am primit o eroare pentru că mai avem ceva funcții aici care nu, 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 fac legătura bine. O să le comentez și pe astea să nu am eroarea dată și evident că o să comentez și acest new task care acum nu face ce trebuie și o să ne da este o eroare. Deci pot să comentez și bucata asta, o să-i dau un save și acum totul este în regulă. Deci am văzut că putem să ne declarăm un state și în așa o manieră, toate datele să fie înglobate împreună și haideți atunci să modificăm ceva valori din interiorul state-ului nostru, da, cu set form data să-i punem acest să-i punem acest event.target.value ca să updatăm field-ul de task name ok și ce trebuie să știți că face acest form, mai degrabă ce face state-ul în react, el nu mergiuiește state-urile adică el nu Ia ce au avut în trecut și ce are în prezent și le unește în cazul cum e un obiect. El pune de fiecare dată efectiv ceea ce îi pasăm noi ca valoare. Respectiv, dacă eu o să încerc să-i dau numai uh, event.target.value, chiar să încerc să fac acest lucru, o să merg și o să dau și un console.log la form data aici. Așa o să curăț aici un pic. Ne dăm un și să vedem ce se întâmplă. Prima dată vedem că form data este gol, dar nu are absolut nimic în el. Începem să introducem ceva chestii în, elementul meu și vedem că dintr-o dată form data s-a transformat dintr-un obiect într-un string. Păi că i-am pasat un string aici. Respectiv, ar trebui să-i pasez obiectul task name două puncte event.target.value. Punct, punct, da. În momentul de față, dacă ne uităm un pic, eu îi pasez lui un obiect cu fieldul task name și event.target.value. Dar iarăși, nu o să funcționeze perfect chestia asta. De ce? Pentru că în momentul în care eu o să încep să introduc date aici, o să vedeți că în rămâne numai fieldul de task name. Respectiv, va trebui să reutilizez valorile care le-am deja în state adică folosind operatorul spread se lipesc ce am avut eu un state și se re-updatez doar valoarea. Deci cum abdatăm noi un obiect cu operatorul spread. Da, și am putea face acest lucru, să i dăm form data, virgulă și task name, a, task name și eventul, target .vel. Practic acest trei puncte for data spread-ul ăla, ia tot ce se află în form data și mai jos toate valorile care se suprapun cu ce am declarat mai sus, vor fi adaptate, uh, dar dacă avem ceva proprietăți noi în obiectul nostru, acestea vor fi adăugate. Deci, în momentul de față, e ok chestia asta. Putem să-i dăm un save și să începem să introducem și vedem că, într-adevăr, uitați, acum avem. Uh, avem sau nu avem. Așa. Deci, momentan, îi dau iarăși un refresh aici. O să ștergeam aici, să mă asigur că ne afișează ce trebuie. Bine. Și în momentul de față vedem obiectul nostru este acolo și te adaug și deja nu mi se strică uh, state-ul meu. Cumva am uh, task name-ul pe o poziție separată, task details și due date uh, din obiectul respectiv se află uh, intacte și nu nici nu le-am șters sau alterat cumva uh, structura obiectului. Da, și asta este o, o, o etapă foarte importantă, noi trebuie să ne folosim de state-ul precedent. Dar totuși în React nu ne folosim așa de state precedent. Da, funcționează perfect, da, vedem că rezultatul e ok, dar ținând cont de natura state-ului și cum el se abdatează și cum uh, um, trebuie să aștepte de fapt ca să se întâmple un proces în, în, spate acolo, nu ne putem baza noi decât făcând o declarație pe genul că acei ce în form data este ultimul state, cumva mai ales la randări așa de rapid. Că vedeți, de fapt, toate aceste mesaje. Deci toate aceste mesaje de fapt au fost un re-render, că eu mi-am pus console log meu la nivelul 0 și respectiv fiecare dată când a fost apelată funcția, funcția mea a fost re da, deci o trecut prin ea și o, re și redesenat toată funcția. Uitați ce s-a întâmplat aici. Deci absolut de atâtea ori s-a reîmprospătat și când o să introducem și cu mai multe filduri există o șansă că la un moment dat poate nu bagă o literă sau uh, nu le schimbă cu locul bine pentru că el va nu așa ține referința la state precedent. În schimb, cum ține el referința la state precedent este prin intermediul unui alt mod de a uh, updata valoarea la un state. Adică noi putem la această funcție set uh, dintr-un state, da, funcția care setează, să-i pasăm o valoare direct sau să îi pasăm o funcție, da. Și în momentul ăsta, când îi pasăm noi o funcție aici, funcția dată, va avea ca argument prev state Deci state precedent. Și în momentul de față noi vom putea să-i facem o chestie din asta. Da, am o mică eroare de sintaxă aici, că eu practic vreau să returnez ceva. Deci ar trebui în mod normal să-i pun un return față. Și să-i dau un save. Și vedem că trebuie să-i mai dau și o virgulă după prev state-ul meu. Deci în principiu nu s-a modificat mare lucru, dar că în loc să folosesc form data, aici, eu am folosit uh, o funcție din deci practic la acest set form data i-am pasat o funcție, exact cum fac și la evenimentele astea, efectiv îi dai o funcție și el din interiorul uh, din interiorul acestui use state, da, toată logica internă care este implementată acolo, ei cumva o să-ți apeleze în afară o funcție care i-a pasat-o tu, pasându-i un argument. Respectiv, tu știind că dacă îi dai o funcție la setul din use state, tu o să primești un singur argument și el o să fie state-ul precedent, e în regulă. Deci cam asta este logica. Și o să vă obișnuiți cu timpul să folosiți chestia asta și principiul ăsta de adică callback-uri. Dacă nu, căutați, adânciți-vă, mai lucați vă cu mai multe funcții până vă asigurați că ați înțeles principiul ăsta de colbă, care e din ce vedeți foarte, foarte și foarte multe locuri folosim acest principiu. Practic sunt niște funcții care tu le dai ca parametru și ele se undeva din interior sunt uh, uh, apelate, da, așa și set form data. Cumva din interior cineva ne-a apelat funcția pe care noi am dat-o și în interiorul când a apelat-o, el i-a pasat un argument pe care noi putem să-l prindem și respectiv să-l utilizăm. Dar totuși arată un pic urât chestia asta, să ne uităm așa, să mai dau vădă o cum arată să set form data ăsta cu return și cu ce avem aici. Noi putem un pic simplifica în sintaxa de S6 return-ul ăsta, da? Doar că dacă o să-i pasez doar niște, a, așa un pic, deci dacă o să-i pasez doar niște un set de acolade cum are aici, o să tot primesc o eroare. Și eroarea asta e pentru că el cumva Crede că intră în blocul de execuție a funcției, adică noi dacă îi dăm o singură chestie inline, el cumva știe că e un statement și uh, direct îl returnează, dar acum cumva nu știe ce să returneze, da? Dar putem să ne uităm un pic și cum returnăm o chestie din RIE când avem chestii foarte mari, le punem în niște paranteze rotunde, da? Și noi când punem, dacă o să punem la set form data o nostru o chestie așa, niște paranteze rotunde, p tot ce se află în acest tip paranteze rotunde, va fi perceput ca o entitate și va fi returnat. Deci dacă îi pun uh, acum obiectul meu aici, da? din ce vedeți, el efectiv direct o să-mi returneze obiectul dat. Iar și o chestie de sintaxă care trebuie să vă obișnuiți, o să aveți codul în față, jucați-vă cu el, să vedeți mai exact ce s-a întâmplat, dar asta este ideea. Eu punând două paranteze rotunde aici, cumva i-am specificat că, e explicit vine return -ul. acum, nu mai am nevoie de cuvântul cheie return pe care îl folosim mai înainte și pot direct să-i pasez un obiect. Dar Și aceste două coloade, el deja le percepe ca un obiect cum trebuie și nu trebuie să-i bag cuvântul cheie return în față. Da? Simplificăm un pic logica. Și vedem că a reușit să fac acest lucru pentru handle change name, respectiv, o să pot face același lucru și pentru field-ul meu de due date. Și Pentru fiul meu de task details, o să pot face același lucru. Așa, și o să vreau să-i dau cum -o loc la forum data. E efectiv când o să dau un prevent aici, un submit ca să nu mi-încarce mie domnul cu toate datele astea de aici. Da, pot să-i dau ceva date aici, chestii aici, îi mai dau o dată oarecare și pun așa scurt consola, îi dau un create task și mi-a apărut obiectul meu cu fiecare item pe poziție în parte. Da, cumva eu aș zice că vouă la început o să fi, va fi mai ușor să folosiți această sintaxă de uh, state-uri separate, adică nu e neapărat o sintaxă, e efectiv un approach, o strategie, cum abordați voi state-ul, da, și faceți pentru fiecare chestie cât un state individual, cumva e mai simplu să vezi că state-ul dat controlează chestia dată și să nu aveți problemele astea, că poate n-ați înțeles bine spread-ul și nu, ați mai scăpat ceva și, din moment, și în momentul ăsta cumva ați pierdut referința la tot state-ul pentru că n-ați fost undeva atenți. Dar totuși, înainte să...